Crucea Roșie Călăraș a donat Spitalului de Pneumoftiziologie Călăraș un aparat de ventilație în valoare de 89.000 de lei. Aparatul de ventilație de ultimă generație a fost achiziționat în cadrul campaniei România Salvează România. Două cutii. Da, de COVID. La momentul ăsta sunt în izolator. Mie îmi trebuie o cameră. Ca să întâmplă. Este ventilator de ultima generație. Am înțeles. Astăzi este una din multele zile în care colaborăm cu Crucea Roșie din Călăraș. Căreia îi mulțumesc pe această ocazie pentru implicare, pentru că în ultima vreme, de când necazul ăsta cu pandemia, tot am avut sponsorizări consistente din partea Crucii Roșii Călăraș, care au constat în mai multe produse, nu stăm să le detaliem. Astăzi este vorba de aparatură medicală. O aparatură medicală care ne va fi utilă în contextul în care se schimbă toată lumea acum cu pandemia de coronavirus, pentru refacerea unor spații spitalicești și upgradarea spitalului la un nivel care să permită asistența bolnavilor, să zicem așa, cu stare mai proastă spre critică. Astăzi primim un ventilator ale căror caracteristici încă nu le stăpânim foarte bine. Trebuie să vedem în momentul în care îl instalăm care sunt condițiile tehnice, pentru că suntem într-o cursă contra cronometru, sprijiniți fiind de Consiliul Județean, pentru că, așa cum spuneam la începutul intervenției mele, upgradăm niște dotări tehnice care să poată să permită asemenea intervenții în spitalul nostru. Spitalul nostru a fost construit inițial pentru o altă patologie, un alt gen de patologie, și încercăm acum printr-un proiect managerial. Ăsta este doar începutul. Am mai făcut și alte dotări pe care le-ați văzut, cu tunelurile de dezinfecție, cu constituirea de izolatoare pentru circuitul bolnavului. Încercăm să ne adaptăm pentru, să zicem așa, pericole de-astea și episoade pandemice, cum a fost acest și este acest coronavirus. În afară de aceste ventilatoare, aveți nevoie de altă aparatură? Mai aveți nevoie de ceva? Nu. În momentul acesta și ventilatorul l-am acceptat pentru că face parte din strategia noastră de upgrade. Dar pentru ceea ce ne este nou util, facem față în momentul actual, ținând seama de ceea ce am reușit să adaptăm din mers, începând de la 1 martie, de la 15 martie, practic până acum. Adică anumite compartimente au fost suspendate activitatea, activitatea lor a fost luată de către izolator. În definiția de caz, poate nu știți, la bolilor pulmonare toate se încadrează acum la cazul eligibil pentru a fi testat COVID. Deci nu pătrunde nimeni în secțiile spitalului până când nu trecem prealabil prin izolatorul spitalului, până când vine rezultatul testului COVID. Și am avut, deși nu suntem spital COVID, am avut deces COVID aici, am avut vreo 3 cazuri depistate aici, de care au fost trimise la spitalele COVID în țară. Adică am avut îngrijitoare izolată, internată și ulterior izolată pentru COVID. Deci, să zic așa, în termen plastici, ne cam dă târcoale. Practic, toți pacienții care vin la dumneavoastră prezintă simptomatologie compatibilă cu acest... Cu definiția de caz de suspect de COVID, da. Și li se face testarea la intrarea în spital? Da, deci dacă noi apreciem, în primul rând, că noi respectăm reglementările actuale și nu internăm așa numitele cazuri cronice, cele de care se vorbea înainte, bronșitele, BPOC-urile care pot fi ținute acasă și așa mai departe. Algoritmul este bine stabilit dacă are imagine radiologică, dacă are insuficiență respiratorie, dacă are una din aceste lucruri. Nu mai vorbim de tuberculoză, nici la unde s-o trimiți în altă parte.
și este eligibil pentru internare, se internează, beneficiază de toate îngrijirile și tratamentele respective, dar până când vine rezultatul COVID-ului, este ținut într-o secție specială care se numește secție de izolare. Aura Giurcă, directorul Crucii Roșii, filiala Călăraș, ne-a declarat că în perioada următoare vor distribui spitalelor din județul nostru donații ce vor consta în măști și mănuși. O nouă donație, de această dată, la Spitalul de Pneumofiziologie din Călăraș. Despre ce este vorba? Da, este ultima donație primită de la sediul central al Crucii Roșii Române în cadrul campaniei România Salvează România și donația constă într-un aparat de ventilație care noi am considerat că este foarte utilă acestui spital, Spitalul de Pneumofiziologie. Din câte am înțeles, Spitalul Județean de Urgență are deja aparate și era normal ca următorul pe listă să fie Spitalul de Pneumofiziologie. Vor mai fi și alte donații, sper să mai fie încă un aparat de ventilație, așa cum am înțeles eu de la colegii mei de la sediu central. Este de ultimă generație, știu că este foarte util și eu cred că e binevenit. Adică feedback-ul doctorilor de aici, de la spital, a fost foarte bun și mă bucur foarte tare. În afară de ventilatorul pe care l-ați menționat, vor mai veni și alte donații către Spitalul de Pneumofiziologie? În momentul în care primim donații, noi încercăm să împărțim frățește la toată lumea, pentru că sunt foarte multe instituții care au nevoie. Clar, spitalele sunt pe primul loc, Spitalul Județean, Călăraș, Spitalul TBC, Spitalul de Pneumofiziologie și Spitalul de la Oltenița, Spitalul Suport COVID. După aceea urmează și celelalte instituții, dar majoritatea donațiilor merg pe spitale. Săptămâna viitoare urmează să primim încă o tranșă de donații de măști și mănuși și vom împărți. Urmează, noi săptămâna primim de 2-3 ori donații de la Crucea Roșie.